Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit! La microfon Cristian Ivaneș. Ieri a fost 23 octombrie și este o dată foarte importantă pe care trebuie să o evocăm aici, chiar dacă, sigur, cu o zi întârziere, dar trebuie să discutăm despre ea, despre această dată și să facem un arc peste timp. 1956, eroica revoluție maghiară și 2024, regimul Orban de la Budapesta, rușinea Ungariei, care așa va fi amintit, așa va rămâne în istoria acestei țări, sunt sigur, ca un episod rușinos, de uitat, de ascuns sub preș. Și despre chestia asta s-a vorbit puțin, spre foarte puțin, despre aceste două jaloane din istoria Ungariei, unul, Revoluția Maghiară din 1956, care începe la 23 octombrie 1956 și acolo, în această revoluție, care avea să fie înfrântă la începutul lunii noiembrie printr-un masacru comis de trupele sovietice, acolo avem această chestiune simbol pe care am adoptat-o și noi românii la revoluția noastră din 1989 cu steagul decupat cu gaură în mijloc pentru a smulge afară stema comunistă. Maghiari au făcut-o pentru prima dată, la 1956. Și cred că este important să discutăm despre câteva lucruri pe care le face regimul Orban, făcând țara de râs și de rușine și mânjind cu un nămol puturos memoria acelor eroi adevărați care au ales să lupte cu arma în mână împotriva ocupației, împotriva dictaturii, împotriva nelibertății, împotriva Uniunii Sovietice, împotriva rușilor, mari prieteni ai regimului Orban de astăzi. Și dacă tot venim a discuta despre toate acestea astăzi, trebuie să vă spun că Revoluția Maghiară a produs un exod. Au trecut granița în Austria vecină cel puțin 180.000 de oameni, în Iugoslavia vreo 20.000 și lumea întreagă s-a mobilizat, inclusiv prin Națiunile Unite, pentru că a fost o presiune imensă pe statul austriac și răspunsul a venit prin multe organizații, prin Națiunile Unite, prin Crucea Roșie Internațională, prin altele, astfel încât refugiații maghiari au fost după aceea redistribuiți în vreo 30 și ceva de țări, printre care sigur și Statele Unite, unde au ajuns câteva zeci de mii. Asta apropo de refugiați și de primirea unor oameni disperați, care sunt nevoiți să plece din țara lor. S-a întâmplat și cu maghiari. Și s-a întâmplat de curând, în 1956. Și nu 10.000 sau 20.000, ci cel puțin 200.000. Cel puțin. Ceea ce a însemnat o tragedie. O altă tragedie pentru națiunea maghiară. Și venind vorba de toate astea, și de eroismul acelor oameni extraordinari, căpetenia regimului de la Budapesta de astăzi, domnul Orban. Și vă spun imediat ce a zis în seara zilei de 23, miercuri, într-o reuniune pe care a organizat-o la Budapesta.
domnul Orban a glăsuit în fața a câtorva mii de discipoli, de fanatici veniți să-l audieze. Și ce a ales să zică și ce comparații a ales să facă acest individ? La Budapesta, oraș martir, care a cunoscut lupte crâncene în toamna lui 1956, unde oamenii aceia s-au apărat eroic, au fost femei care au luptat cu mitraliera în mână, tinere femei, sub 20 de ani. A fost ceva extraordinar ce au putut face maghiarii. Și în fața acelor eroi merită să ne ridicăm o pălărie imaginară. Și evocând evenimentele de atunci, căpetenia regimului de la Budapesta de astăzi zice așa, și citez: trebuie să cedăm voinței unei puteri străine, de data aceasta a Bruselului, sau trebuie să-i rezistăm? Adică în ticăloșia lui, că despre ticăloșie pură e vorba aici, Victor Orban compară ocupantul sovietic din 1956 și crimele fioroase pe care le-a făcut acesta, ocupantul, în Ungaria, lui, în Ungaria lui. Compară deci ocupantul sovietic de atunci cu Uniunea Europeană de azi, grație căreia Ungaria e ce e, o țară dezvoltată? Adică nu-ți ajunge mintea să concepi delirul acestui individ. Și mai spune insul acesta așa: aceasta este decizia grea care așteaptă acum Ungaria. Eu propun ca răspunsul nostru să fie la fel de clar și fără echivoc ca cel din 1956. Adică V. Orban, în ticăloșia lui, pentru că asta este ticăloșie, asta nu mai este nici manipulare, nu mai este nici o opinie politică, nici o dezbatere, nici nimic. Asta este ticăloșie în stadiu de distilare la esență. În ticăloșia lui, Victor Orban compară ocupația sovietică și nemernicile pe care le-au făcut sovieticii în Ungaria în 1956, forțând să fugă cam un sfert de milion de maghiari și să-și ia lumea în cap în aproape 40 de țări distribuiți. Da? Compară asta cu Uniunea Europeană de astăzi, care cu toate bubele ei și are multe, este principalul, dacă vreți, vinovat între multe ghilimele pentru dezvoltarea Ungariei în ultimii 30 de ani. 25 de ani. Ungaria s-a dezvoltat la toate capitolele grație Uniunii Europene. Și chestia asta este atât de sinistră că te ia cu friguri pe șira spinării. Cum poate acest om să spună așa ceva? O să-mi spuneți, pe cum? Nu vă amintiți ce a spus consilierul lui? Mai de unăzi, scârtârind o furie îngrozitoare și în Ungaria și în toată lumea liberă, tot Orban îl cheamă și pe ăla. Și vă citesc știrea. Știrea este din 27 septembrie anul acesta, când se apropia, deci, comemorarea acelor eroi din 56. Se apropia 23 octombrie, sărbătoare națională în Ungaria. Și știrea este așa: Balázs Orbán, director politic în cabinetul lui Victor Orbán, dar nu sunt rude ăștia doi, doar o coincidență de nume, a declarat în acea săptămână, din
octombrie, din septembrie, la sfârșitul lunii septembrie. Într-un interviu acordat portalului Mandiner, că președintele ucrainean, domnul Zelenski, a acționat irresponsabil, alegând să reziste invaziei rusești. Și omul zice așa, sugerând că era mai bine dacă maghiarii înșiși nu rezistau și nu luptau în 1956. Și zice așa, și citez din acest Orban 2, gândindu-ne la 1956, deci omul zice chestia asta clar, probabil noi nu am fi făcut ceea ce a făcut președintele Zelenski acum 2 ani și jumătate, adică să reziste, să se opună invaziei, nu? Asta e adenda mea, dar citez în continuare din INS. Fiind ceva irresponsabil, adică să te aperi în fața unei agresiuni, e ceva irresponsabil în mintea regimului de la Budapesta de astăzi. Căci, după cum vedem, și-a dus țara într-un război de apărare. Păi da, taman dumneata zici, văz, e un război de apărare, cum ați făcut și voi în 1956. S-au pierdut numeroase vieți. Da, așa e. Ați pierdut și voi numeroase vieți. Mii de morți au fost. Mii de vieți maghiare s-au pierdut. Și au fost pierdute teritorii. Păi da, pentru că agresorul a fost și este mult mai puternic. Așa cum agresorul de atunci, Uniunea Sovietică, a fost mult mai puternic decât voi. Și v-a învins. În ciuda rezistenței absolut eroice. Mulți blamează Occidentul pentru ce s-a întâmplat atunci. Domnule, n-au intervenit în apărarea maghiarilor. Cum era să o facă? Gândiți-vă că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Armata Roșie ajunsese până în Germania. Ocupase toată Europa de Est. Churchill a fost doar realist. Ăștia-s acolo. Ce să mai discutăm? Nu-i mai poți scoate afară. Asta, din păcate, este sfera lor de influență. A existat o răzmeriță extraordinar de eroică în Ungaria în 56. Occidentul avea mâinile legate. Ce să fac? Să fac război cu Uniunea Sovietică? Nu pot. Era atât de secătuit și Occidentul după cel al doilea război mondial încât nu se mai punea problema de așa ceva. S-a pus însă problema de onoare. S-a pus problema de onoare, așa cum pentru maghiari, s-a pus problema onoarei în multe alte dăți. Și când au pierdut eroic, vezi Mohaci, da, au pierdut. Da, a fost o tragedie imensă, dar s-au luptat. Vezi 1848, au luptat. Au pierdut. Dar ce contează? 1956, din nou s-au luptat. De asta dată, ca să-și apere pur și simplu țara. Că asta au crezut acești revoluționari pe drept cuvânt din 1956. Apărăm libertatea și țara, pentru că ăștia vin și ne invadează cu tancurile și soldații sovietici. Au pierdut și atunci. N-are importanță. Ca astăzi, în 2024, să vină Victor Orban și să spună în fața câtorva mii de adepți la Budapesta că și astăzi trebuie să rezistăm ca atunci în fața Bruselului. Dar Bruselul vine cu tancurile peste tine? Bruselul vine să te omoare cu mitraliera? Trebuie să te aperi la Corvin, cum s-a întâmplat la Budapesta și în alte puncte ale orașului, cu disperare, până la ultimul glonț, că vine Bruselul și te ocupă? Adică, cât de sănătos la cap să fii, să scoți pe gură asemenea mizerii?
Să speri ce? Că mai poți dezinforma pe cineva? Nu-i de mirare și am câteva semne de optimism că iată un sondaj pentru prima dată în ultimii foarte, foarte, foarte mulți ani dă opoziția lui Major Peter în fața Fidesului la niște viitoare alegeri, să vedem ce se va întâmpla. Și vă mai spun un lucru și mă adresez acum multor maghiari din Transilvania. Pentru că știu cât de fidesizată și urbanizată e societatea maghiară din Transilvania și multe entități, instituții, stabilimente, structuri de învățământ private, etc., asociații și așa mai departe. Oameni buni, regimul ăsta pe care voi acum îl adorați și vă închinați lui ca unui zeu, se va sfârși. Se va termina. Urbanismul va lua sfârșit. Și sfârșitul lui nu e foarte departe. Și putinismul se va sfârși. Viața voastră însă va merge mai departe. Cum veți trăi cu rușinea asta sinistră, atârnând de coada voastră așa ca o frânghie de care sunt prinse conserve goale și tâng, 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 ca în desene animate, ca și la Just Married, tâng, 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 tâng. Toată viața vă va urmări această rușine de a fi sprijinit un regim care și-a pierdut mințile și care, practic, în esență, după cum vedeți acum, e antimaghiar. În ciuda retoricii și a gargarei roșu-alb-verdiste. Da? Să spui acum ce spune Orban. Dați-mi voie să vă mai citez o dată, că nu e o chestie de traducere. Credeți-mă, pe cuvânt. Nu, nu este o chestiune de traducere. Domnul Orban a spus și vă repet așa. I-a îndemnat miercuri pe maghiar să opună rezistență a la 1956 Bruxellesului. La fel ca atunci, deci, într-un atac sinistru asupra Uniunii Europene. Și citez, din căpetenia regimului, trebuie să cedăm voinței unei puteri străine de data aceasta a Bruxellesului sau trebuie să-i rezistăm? Tu să vă dați seama la ce nivel patologic, rizibil, ridicol a ajuns retorica acestui regim? Cine poate să creadă în Ungaria sau în comunitățile maghiare limitrofe Ungariei? Bine, în afară de talibanii duri și puri, dar un om cu scaun la cap și cu o minimă judecată, cine poate să-și imagineze că o astfel de paralelă, de comparație între invadatorul sovietic din 56 și Uniunea Europeană de acum poate să stea în picioare? Vedeți, eu v-am mai spus de la acest microfon. Dictaturile, regimurile autoritare, chiar și alea de tip Guiaș, pentru că dictatura lui Victor Orban nu e o dictatură clasică care trimite oameni în gulag, îi execută și așa mai departe. Este un autoritarism mai molcuț, dar destul de sever când e vorba de a-i te opune cu adevărat. Comunism de tip Guiaș a mai avut în Ungaria sub Kádár János. Deci nu e o noutate, nici politic, nici gastronomic, nici împreună vorbind. Dar în fazele lui terminale, regimul autoritar, ori de unde-l iei, dă în mintea copiilor. Adică dă în penibil, dă în ridicol, ca și ceaușismul în ultimii ani. Adică cine se uita la cuvântul avea răbdare, că îl trimitea imediat în origini, dar cine avea răbdare, cum aveam eu, să asculți cuvântările lui Nicolae Ceaușescu, te umfla râsul. Deci, efectiv, erau de râs și de plâns în același timp. Prin tâmpenile pe care le debita, prin felul groaznic pe care îl folosea în limba română, pe care nu o cunoștea, și așa mai departe.
Domnul Orban vorbește bine ungurește, dar omul a luat-o rău de tot spre niște zone care, iacătă, devin atât de ridicole, dacă n-ar fi atât de triste. Bătându-și efectiv joc de memoria unor eroi adevărați pe care Ungaria i-a avut, bătându-și joc de memoria acelor sute de mii de oameni care au luat calea exilului, privând Ungaria decenii după aceea de minți, de forță de lucru, de prezență umană. A fost o tragedie infinită. Și de această tragedie a țării lui, Victor Orban își bate joc la modul cel mai abject și mai odios. Ce face comunitatea maghiară din afara granițelor Ungariei, din interiorul granițelor? Face ceva? Sau își zice doar în minte că avem de-a face cu alt smintit? Vom vedea la alegerile ce vin. Până una alta, însă, acest lucru, acest scandal, dacă vreți, strigător la cer, trebuia amendat, trebuia amintit, trebuia menționat și adus în fața publicului. Așa încheiem cu această constatare. În fazele lui terminale, care nu înseamnă că se încheie mâine sau poi mâine, regimurile autoritare și cele totalitare, dictaturile moi sau dure, după caz, dau în mintea copiilor și scot lucruri afară pe gură sau prin comunicate care te fac să înlemnești. Și în cazul nostru de față te fac să te întrebi cum a fost posibilă, Doamne, o transformare atât de uluitoare la acest personaj, Victor Orban, din democratul convins, din omul care a ținut acest discurs sau acel discurs memorabil la reînhumarea lui Nagy Imre, iacătă, în 1989 și astăzi, prin felul în care vorbește, prin prieteniile pe care le are, își bate joc de memoria eroilor țării sale. Caz mai trist, mai controversat și mai uluitor, nu e simplu să găsești. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal și îl susțineți, vă abonați la el, îl distribuiți, îl susțineți, zic, prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers. A fost la microfon Cristian Ivaneș, toate bune și să auzim numai de bine!